Continuă la Iași, în parohia Adormirea Maicii Domnului, misiunile populare. Vineri 4 martie a fost cea de-a treia zi. Vorbind despre aceste misiuni, Părintele Predicator Daniel Iacobuț spunea că aceste zile ne oferă harul de a intra prin poarta milostivirii cu dorința de a întâlni un chip, chipul lui Hristos, și cu dorința de a urma o cale, calea milostivirii. Acestea au fost de fapt temele propuse de Sfinția sa în primele două seri. În cadrul omiliei de vineri, Părintele Profesor le-a vorbit celor prezenți despre două dintre roadele milostivirii, căința și iertarea. Biserica spune că atunci când facem acel pas prin Poarta Sfântă, este bine să avem în inimă dorința, hotărârea de a ne detașa de păcat și egoism, de a lăsa în spate păcatul și egoismul, de a ne căi, de a regreta. Acesta este pasul nostru. Toate celelalte aspecte, Dumnezeu le înfăptuiește. Să ai măcar dorința de a face acel pas, măcar dorința de a te căi. Este Dumnezeu care nu stinge fitilul care încă fumegă și, dimpotrivă, face tot ce stă în putință pentru a-l face să ardă din nou. Așadar, a avea măcar dorința de căință. Orice om poate primi iertarea lui Dumnezeu dacă se convertește. Vorbind despre pașii de întoarcere ai celui păcătos, Părintele spunea: cum se naște acest proces prin care noi ajungem să spunem: mi-am dat seama că l-am rănit pe el? Se naște uitându-ne la Hristos, privindu-l și privind crucea. Părerea de rău pentru faptele rele ale noastre nu este echivalentul căinței. Pentru a ajunge la căință, trebuie parcurs un drum și este nevoie de harul lui Dumnezeu. Noi putem să-i cerem lui Dumnezeu harul de a transforma sentimentele noastre de vinovăție în căință. Este un drum. Sentimentele de vinovăție nu sunt mereu căință. Uneori noi putem să ne simțim vinovați, dar putem să ne simțim vinovați în fața imaginii noastre. Și ne căim mai ales pentru că ne dăm seama că în fața lui Hristos acea inimă rămâne mereu fidelă, rămâne mereu acolo, alături de noi și ne spune: hai și astăzi. În familiile noastre, atunci când se cere iertare unul altuia, este semn de iubire între noi. La fel, căindu-ne și cerând iertare lui Dumnezeu că am păcătuit, arătăm iubirea noastră față de El. A ne căi înseamnă a iubi și tocmai de aceea este un rod al crucii, căința împreună cu iertarea. Misiunile populare în parohia Adormirea Maicii Domnului din Iași vor continua și sâmbătă 5 noiembrie.